4 autoturisme au fost implicate marți seara într-un accident rutier în comuna Drăguțești, sat Iași. În urma evenimentului, o persoană a fost rănită ușor. 2 echipaje pentru descarcerare și un echipaj smurt din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și un echipaj din cadrul SAJ Gorj, au intervenit de urgență la fața locului. Turatul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier produs pe raza localității Drăguțești. La fața locului s-au deplasat 2 echipaje pentru descarcerare și un echipaj smurt din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, un echipaj din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj, care au constatat că în urma impactului a 4 autovehicule, o persoană a necesitat îngrijiri medicale. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat să fie transportată la spital.